Am venit aici în timpul verii ca să înregistrez din nou lângă barajul ăsta. Am înregistrat în trecut pentru tata meu, nu știu dacă el a avut timp să se uite la asta în timpul iernii. Am fost aici în timpul iernii și a fost altfel de atmosferă, să zic așa. Acum e altfel. Deci alea sunt porți care sunt controlate la distanță. Așa s-ar putea merge cu barca, știi? Uite, te pui cu barca acolo și faci sari. Okay. Ia să văd dacă pot să arunc un băț, să văd ce viteză prinde bățul ăsta. Probabil că dispare foarte repede. Oh, ia, yeah, o dispărut, nici nu-l mai vezi. Bine, s-o duc și la adâncime, dar aici apa are probabil că vreo 70-80 la oră. Și uite aici. Bănuiesc că în timpul zilelor însorite, când este soare afară, poți vedea curcubeu acolo în vaporii ăia. Un curcubeu spectaculos, cred eu, așa mă gândesc. Da, deci asta este controlat la distanță, automat, are tot felul de senzori, camere. Da, că aici e un loc în care, dacă intră nebunii, se poate întâmpla ceva care companiile care le asigură controlul, nu vor ca să devină responsabile. Și locul ăsta unde sunt eu, de asemenea, este un canal de fugă în caz că e apă foarte, foarte mare. Numai că am studiat nivelul lacului și nu e atât de multă apă încât să fie necesar să se dea drumul la apă și aici. Și este control suficient, adică se pot ridica porțile acelea mai sus ca să dea drumul la debitul de apă care este suplimentar și nu e nevoie ca să treacă apă și pe aici. Dar există sistemul ăsta ca backup, cum se numește? Ca sistem de siguranță. Că de la intensitatea apei și intensitatea sunetului nu prea am găsesc cuvintele în limba română și am probleme vorbind limba română. Dar bun, să vă las cu pace și să aveți o seară faină acolo, că eu îmi văd de aventurile mele, mă duc cu caiacul, cred. Și să vedem dacă plouă, dacă nu. Asta e. No, bine, vorbim. Să aveți o seară faină. Pa, bye.